Începem un nou vlog de aici, din Alișan. Este aproape 4 dimineața și suntem 3 aici pentru că urmează să mergem la răsărit. Avem trenul teoretic la 4:30. Acum sperăm să avem noroc. Aseară am vrut să vedem și apusul în același mod, doar că au fost nori prea densi în față, deci sperăm astăzi să fie la nivelul potrivit. Dar până atunci, hai să vă arăt o chestie. Suntem în zonă de munte și nu avem calorifere, e destul de frig. În schimb, avem reșoul ăsta, dar care nouă ne-a fost frică să-l lăsăm pornit toată noaptea. În schimb, ne-am încălzit cu chestia... Chestia asta de aici. Care chestie e salteaua. Salteaua a fost încălzită și am dormit atât de bine. Da, după cum vedeți, ne-am îmbrăcat cu toate hainele pe care le avem cu noi, pentru că sunt 11 grade. Ne așteptam să fie mai răcoare, dar nu atât de răcoare. Așa că hai să vedem, care e treaba cu răsăritul. Biletele se pot lua cu o zi înainte până la 4:30 sau cu jumătate de oră înainte de plecarea trenului. Și pare că e ceva lume la coadă și ceva lume și pe și în gară. Hai să vedem. Nu urcă pe scări? Simt în piept scările mai devreme, nu știu de ce. E prea dimineață. Da, așa că o să urcăm cu liftul și hai să vedem câtă lume e sus. Am zis că se aglomerează destul de mult peronul. Da, e ceva lume. Noi ziceam că ajungem prea devreme dacă plecăm cu jumătate de oră înainte de plecarea trenului, dacă ajungem la 4 și un pic, dar se pare că alții ne-au luat înainte. Citisem că se face coadă. Cum? Citisem că se face coadă. Da. Sperăm să prindem, loc. Și biletele cumva sunt fără loc. Dacă n-ați văzut vlogul trecut, biletele către locul unde o să mergem cu trenul au fost 150 de dolari taiwanezi fiecare, pe sens, și total am dat vreo 600, cât erau, vreo 81 de lei, parcă, ceva de genul ăsta, 80 ceva de lei. Ah, și pare că deja... Da. Pare că... Hai, trenul deja aici? Nu știu. Dar, cred că da. Se dă drumul pe peron. Și ar trebui să facem vreo jumătate de oră cu, trenul ăsta. Hai să vedem și cum e, că pare că ne îmbarcăm. Sau nu, se dă drumul pe peron. E și un tren tras acolo în spate, care nu cred că se vede. Nu cred că e al nostru. Deci doar intrăm pe peron acum. Taxez biletele. Ce? Acum să căutăm un loc. Stăm... Uite acolo, la următoarea coadă. Cred. Și ca peste tot, dungi pe care lumea le respectă. Da. Ne-am pus și noi... Am prins un tur aici, cel mai probabil. Da, am intrat vreo 5 persoane în față, că erau împreună. Da, doar că văd că nu stă grupul, nu stă unit, deci... Ia împărțit la mai multe cozi, probabil, să prindă loc jos. Sigur ar nu fi trenul ăla și urmează să-l mute. Aparent chiar ăla era trenul nostru. Plecat locomotiva și se întoarce în partea cealaltă. Plecăm mai degeaba în direcția totală. Aba, nu mergem în direcția opusă. Că dă cu spatele. A, și cu, banchete. Fiecare vagon. Hai să prindem loc. Vreau să stau jos, că mi-e presă. Doamna s-a băgat în fața mea. Civilizație până la urcat în tren, până la prinsul locului. Da, deci s-au băgat un amătăl Răzvan, ghid de aici, a păstrat 4 locuri, au venit aia mai din urmă, eram ce naibii. Dar am prins loc jos. Da. Asta am observat și în China, că la metrou, în momentul în care apare un loc liber, pare că s-ar bate lumea pentru el. Da, și nu contează că vă trăi de tineri. Nu contează, efectiv.
Da, practic eu și peste tot când îți fac reclamă la trenurile astea, au locomotive din aia pe Abă, cum e la noi la Mocăniță, dar aparent au renunțat la ele și acum fac și niște vagoane noi și o să renunțe și la vagoanele astea cu care mergem noi. S-au mai modernizat în ultimii, cred că din 2021 au început, din ce am citit. Trebuia să termine mai devreme, dar na, pandemie, război și încă nu sunt gata. Toți oamenii și s-au trezit care la 3 dimineața, 3 jumate. No. Suntem noi doi și toată stațiunea, deci păreau mult mai puțin oameni în stațiune. Da. Cum? Păreau mult mai puțin oameni în stațiune. Am zis mai mult și nu se degeau. Da, stațiunea era goală. Oare unde erau toți oamenii ăștia? La somn, ca să se trezească la 3. S-a mai și încălzit, sunt 15 grade. E pe telefon dimineața când m-am trezit, mai arăta 11. Și de acum începe waiting game. Cam ăsta e peisajul. Soarele încă n-a răsărit, dar cred că avem noroc că sunt disipați norii. Se zice că aici se face un fenomen de mare de nori. Ceva de genul. Și te simt nori în jos. Undeva. Nu, dar e din ce se face o pătură roșie, adică cu o parte din nori prind o culoare roșiatică la răsărit, cred că se vede. Ora pe care i-au dat-o ca și răsărit, de fapt și de drept ora la care soarele iese de după munte. Pentru că efectul de mai devreme la cu cerul roșiatic s-a întâmplat pe la 5:15, 5:10 și 5:15. Conțelele că acum e 5:30. Ei ziceau că, mă rog, e 5:28, fix când ziceau ei că o să iasă soarele de, o să răsară soarele. Cam asta a fost și apusul. Cristina a luat o pauză și am găsit-o aici. Apusul a fost răsăritul una la mine. Răsăritul, exact asta am vrut să zic. Și mi-am luat o clătituță cu ou. Mi s-a făcut foame. Văzusem că e ceva tradițional la ei să mănânce asta dimineața, dar l-am găsit până acum, efectiv. Așa că am zis că trebuie să iau, numai că mi-a pus un sos, care mie mi se pare dulce, efectiv. Dar interesantă și cafeaua, dacă vrei să cuști, e semi-transparentă, dar e foarte tare. Cafea? Da, o cafea de aici, de în Alișan. E foarte mică. Păi mi-a dat-o de aia de degustare. Cred că ideea e, eu cream că se vinde la pahar, voiam să cumpăr și când mi-a pus un de ăsta, am zis, bă, ăsta e de degustare și are acolo puși de cafea să cumpere. Să cumpere, ok. Da, că avem foarte multă lume. Aici, opa, era să cadă băiatul. Da, foarte multă lume și răsărit acolo în spate. A răsărit soarele de tot, peste munți, s-a făcut lumină și de acum, ce facem? Așteptăm trenul să ne întoarcem înapoi. Cam așa și să mergem la micul dejun, de fapt. Văzusem, dar n-am avut timp și cred că merge când e soarele mai, când răsare mai târziu. Am zis că mai era o platformă undeva la vreo 500 de metri. Cred că aveai timp, doar că deja începuse să se nu, vadă. Nu mai vedeai partea aia cu cerul roșiatic, vedeai doar vedeai mai spre final, nu? Da. Da, deci standurile astea decât să-ți dea de astea doar de degustare la păhăruți. Cred că mai bine vindeau cafea și ceai, că ieșeau mai bine în tramuzul lumea să cumpere efectiv pungi de cafea sau da, și când cumpăr unul. Da. Avem bilete, nu știu dacă ne face semn să cumpărăm, dar avem. Domnul ăsta vorbește de când am venit noi. Deci, efectiv, cât am stat noi aici, a vorbit în continuu. Și nu pare ghid. Ceva, nu pare ghid, că pare băiatul care ne-a îndrumat pe aici. Păi, vrea să se facă ghid și exersează, nu știu. Vrea să se facă ghid și exersează. Da, pare că vorbește cu oameni, pare că vorbește singur. N-am idee ce vorbește. Oricum, toată lumea mi vorbește cu mare încredere în chineză, că și acolo de unde am luat cafea. Acum că mă uit, poate se și vinde. Deși nu, văd că toată lumea ia de degustare. Dar
Văd că are și niște pahare mai mari, poate îți vinde ceva, dar mi-a vorbit cu atâta încredere în chineză și mi-a întins paharul ăla direct încât... Pățim des să vină, dar, mă rog, chineză, nici nu avem față, dar pățim des să vină oameni la noi să ne vorbească cu tot și cu foarte mare încredere în rusă, în rusă de și, uneori, și uneori, da, de puțin ori germană. Da, de obicei rusă și de obicei când le spunem să zică în engleză se uită urâ la noi și cred că consideră că nu vrem să vorbim. Da. Dar nu știm, adică nu. Și avem aici cel mai înalt punct de pe calea ferată din Taiwan. Și Taiwan e recunoscut pentru faptul că are cea mai înaltă linie de tren. De la peste 2400 de metri. Cel mai înalt punct pe calea ferată, nu în munți. Poți să te duci cu picioarele mai sus. Excursie la răsărit. Nu mai zic apustura asta. În total a durat cam 2 ore, că e 6:30 și am ajuns înapoi în Alișan. Bine, excursie făcută pe cont propriu, nu pe știu. Cont pro- da, da, noi și toți oamenii ăștia. Ăștia, da. Erau unii, cred, cu tur, totuși. Dar, da, mă rog, să faci cont propriu, basic, doar trebuie să iei un tren și... Să te duci până acolo, acolo și te întorci cu același tren. Este una dintre atracțiile principale de aici. Cred că un cel mai vândut bilet de tren. Iar linia e făcută din 1912, nu știu dacă am spus care asta. 100 și ceva de 112 ani. Și ce frumos ar fi fost dacă aseară pentru voi venind vlogul trecut aveam același peisaj, fără nori. Dacă vedeam și noi muntele, că ieri nu l-am văzut. Dacă vedeam muntele și dacă vedeam și apusul care e undeva în partea aia, ar fi fost. Mă rog, el a fost, dar nu s-a văzut nimic. S-a văzut, da. S-a văzut un pic, hai să nu fim răi, că s-a văzut, doar că nu se vedea muntele, nu s-a văzut ce speram noi, da, să se vadă. Dacă dimineață erau, nu știu, 11-13 grade, acum s-a făcut foarte cald, noi am fost îmbrăcați cu 3 rânduri de haine și acum aici soarele, s-a schimbat total vremea. Cristina a zis că a văzut o chestie, mă rog, un termometru în asta cu 30 de grade, dar apare un pic cam mult. La soare. Și la soare nu e atât de, nu e chiar atât de cald, dar da. Și unde am pornit acum? Pe traseu prin Alișan. Și mai profităm de timpul pe care mai avem aici să mai facem un mini traseu, nu foarte lung. Și nu mai pot curcat-o. Oricum nu poate să fie prea lung pentru că da, ne-a rupt traseul de ieri. Avem febră musculară. Au o problemă cu scările. Peste munți și prin pădure. Răzvan mi-a spus că este mostly flat. Nu, eu ți-am zis, așa Google-ul zis asta. Și mie mi se pare bine, că e destul aici, de... fix acum când am zis că scamera așa arată, dar doar am urcat până acum. Copacii ăștia sunt imenși. Super, super nasi. E bine măcar că avem unde sta jos. Sunt, e foarte drăguț amenajat. Chiar dacă e stație veche. Ah. Cu mâncarea, kick total. Am avut mic dejun. E o sală unde ia mic dejun toate hotelurile, cred. Oribil, n-am putut mânca decât pâine prăjită. Și ne-am dus... Cu gem, da. Și ne-am dus să mâncăm în altă parte. Și nu pot să zic că a fost nici acolo extraordinar, dar măcar a fost comestibil. Da, a fost ceva... Cred că e cea mai nașpa mâncare de la vreo cazare până, de până acum. Da, n-am mai pățit. Și, nu știu, cred că nu ne înțelegem noi cu mâncarea lor. Nu reușim să mâncăm mai ales ouăle și chestiile de genul. Nu... Da, am văzut că fierb ouăle în ceai, cred. Nu știu că sunt ceai, am încercat eu acum dimineața, deși arăta rău. Avea o structură super nașpa, nu știu cum să zic, parcă de ou de la râncezii cumva, așa avea structură. Da, fiecare popor are... Tradițiile lor, da. Felurile lui de mâncare, da. Da, ei mănâncă foarte mult chestiile astea, noi nu prea putem, din păcate, și de obicei ne chiar mâncăm local. Mai avem aici o zonă
plată de urcat. O zonă plată de urcat, nu? Da. Bine, e ok și pe cameră, cred că se vede și mai puțină pantă decât e. Dar m-au rupt scările ca să ajungem de la cazare la orice sau de la orice la gară. Aveam numai seturi de scări de urcat. Ăsta ar fi fost view pe care l-am fi avut dacă veneam în perioada cireșilor înfloriți și ăsta dacă veneam toamna. Iar la noi e totul verde. În păcate, suntem vreo lună și ceva mai târziu. Cred că au cules și cireșele, că nu e nimic în copaci. Voiam să vă arăt cât de bine este totul amenajat. E efectiv, ai peste tot pe unde să mergi. Ar fi mers poate niște zone un pic mai wild, dar e bine că e totul marcat, nu ne trebuie ghid, ne descurcăm singurei, e ușurel. Încolo sunt copaci, sunt atâtea generații de copaci câte generații rămâi steril dacă îți faci vaccinul anticovid, adică 3. Un alt punct de interes în zona Alișan sunt și copacii sacri. Și mergem și noi să vedem. Cred că sunt 3 astfel de copaci aici, ceva de genul. Mergem. Avem grijă la treaptă. Mergem. Avem grijă la treaptă. Primul copac de care dăm aici este cel în formă de elefant. Tipul ăsta de copac, care zice Formosan Red Cypress, nu știu care e traducerea română, e un copac care crește o perioadă, după care e mâncat din interior de către o anumită ciupercă și rămâne o parte din scoarță în afară, creând diverse forme. Aici avem o formă, cum am zis, de elefant. Se văd aici un ochi, doi ochi și trompa. Un alt copac de aici, același soi de copac. Sunt, de fapt, 3 generații aici. Ele au crescut una din rădăcinile celelalte. A fost prima generație cu vreo 1500 de ani. A murit, iar la vreo 250 de ani, cumva a început să crească un alt copac în același loc. Avem acolo a doua generație. Și la vreo 300 de ani după a apărut și a treia generație din aceleași rădăcini. Ne aflăm aici în fața unui copac gigant, primul din trecut, din traseul de copaci giganți. Se numește The Thousand Year Cypress și a primit acest nume în timpul ocupației japoneze, când acesta a făcut 10.000 de ani, iar japonezii considerau că el arată ca două mâini ridicate, ce îi urează împăratului o viață lungă. De aceea, lângă el s-a construit și un templu japonez, care a fost gata pe 25 aprilie 1919, însă a fost demolat după al doilea război mondial, iar astăzi mai vedem doar o rămășiță a sa, practic. Dăm aici de o pagodă construită tot de japonezi, pentru că nu dacă v-am zis, dar insula Taiwan a fost deținută de japonezi din 1895 până în 1952. Și ea este dedicată celor 77 de japonezi, pădurea japonezi și taiwanezi care au murit făcându-și treaba. Și de la acest viewpoint ar fi trebuit să vedem, sau pe după amiază se văd Sea of Clouds, mare de nori, deoarece aerul se ridică de la bază, se ridică și formează ca o pătură așa de... Se albă, vede, dar cred că e după munții din față acum, vezi? Doar că un pic am sus, da. Din nou. Mână Hai soarele. Să arătăm și cum ar trebui să arate. Vezi? Se acoperă tot și sus să rămâne soarele scând apune. Ceva de genul. Cum am văzut astăzi răsăritul, doar că n-au fost atât de mulți nori la răsărit azi. Da, ideea e că e nevoie de trei condiții ca să vezi această mare de nori. O poziție înaltă, ceea ce avem. Ne uităm la munți. Ceea ce din nou facem și timingul să fii la momentul potrivit aici. Ceea ce nu ceea ce, da. A treia condiție nu îndeplinim. Pare că
tripul nostru de aici nu merge prea bine? Da, nu știu, e frumos locul, dar... La transport? Deci transportul... Transportul e o, da, o povară. Trebuia să, trebuia să plecăm cu autobuzul de 11:40. Ne uitasem și pe Maps și pe tot și erau... Apărea. Apare. Și aici stăm în 7-Eleven, de unde se iau bilete. Și ne-a zis că nu mai circulă. Și că următorul e la 12:40. Deci mai avem o oră jumătate. Și voiam să mergem la o cafea, la cafeneaua de deasupra. Măcar să stăm undeva, da. Dacă, mă rog, aseară nu am reușit pentru că era închis, că era trecut de 6. Nici astăzi nu e deschis pentru că e marți. Și au închis marța. Așa că... Da. Nu știu ce facem. Da, ideea e că planul este ca noi să plecăm de aici până în CEI și de acolo să mai căutăm un mijloc de transport și să ajungem în Taichung, de unde avem trenul înapoi către Taipei. E un întreg... Da, și eu speram că o să vedem ceva, dar nu știu dacă apucăm, da. Ieșim din gară și vedem. Ne uităm puțin în jur. Da, deci biletele... Ne-au costat cam $240 taiwanez de persoană, care vine undeva la vreo 35 de lei, ceva pe acolo, 30-35 de lei, pentru un drum de 2 ore. Dar nu mai înțelegem nimic, pare că la locul ăla de 11:40, că mergeau, a venit autobuzul și întreba pe acolo, întreba pe șofer dacă e ok, a zis că da. Ne mai zici un nene de care stai la pază, adică mi-a făcut mie semn că vezi că ai luat pentru celălalt, pentru 12:40, dar stai la coadă după oameni și intrați. Da. Șoferul ne-a luat biletele, zis că e ok? Da. Deci, nu știu cine a vândut. Deci, aveți încredere în doamna de la casă. Doamna de la casă, gen Google Maps-ul. Chiar ne-am vândut niște bilete mai târziu, dar pare că poți că oricum oamenii au plătit și aici, adică ar fi fost culmea să nu ne lase să urcăm, când ne-am plătit cash la intrare aici, adică, serios. Da. Dar hai că e bine, am câștigat o oră. Chiar mă gândeam ce facem o oră acum. Vedem ce facem acum cu ora asta în plus. Da. Pentru că nu prea avem planuri. Și am revenit la căldură, gata, de cu frigul de la munte și pe lângă căldură cu umezeală foarte mare. Și acum că nu o să mergem mai departe. Am făcut fix cât zicea pe Maps, vreo 2 ore. Surprinzător. N-ai avut încredere în domnul șofer. Așa, și căutăm să mergem mai departe cu trenul, nu? Da, și să vedem unde e gara. Cât am făcut din Taichung până aici? 10 minute? 15 minute cu ăla de viteză? Pare că cu ăsta normal facem o oră. Pare vedem, foarte mare diferența. Vedem și cu cât merg trenurile lor locale, să zicem. Normale. Normale, da. Nu de da, viteză. Hai să mergem mai întâi să luăm bilet. Nu știu, deci hai să încercăm să vedem dacă reușim de la aparat. A, nu. Hai la ghișeu, da. Că nu. Nu ne-a ieșit. Hello, train to Taichung. You wanna go to Taichung? Yes. So, how many people you have? Am cumpărat biletele. A fost 448. Am 64 de lei? Amândoi. Pentru amândoi. Și trebuie să facem o oră. Era unul care era pe la jumătate de preț, dar făceai de două ori mai mult. E aici o groază de tipuri de trenuri sau ceva, deci noi mergem cu un fast local. Că nu mă înșel. Și mai au local și Tse Chiang, care e ăla, nu știu exact ce e. Dar da, celălalt mi se pare că era local. Și de-aia făcea 2 ore loc de una. Și cam asta este trenul. Arată și la fel ca celălalt. Deci par scaune un pic mai comode, dacă nu mă înșel. Dar da, nu e nimic spectaculos. Acum să ne duc la destinație. Cam asta e viteza cu care mergem, undeva la 120 km pe oră. Mai puțin de jumătate decât trenul de mare viteză, care mergea undeva la 280, constant. Și trebuie ținut cont de faptul că ăsta este un fast local train. Deci cele locale probabil nu mai încet. Și am mai terminat un segment de drum. Și bine ați venit în Taichung!
scris Taichung, dar am aflat că se pronunță altfel. Am fost corectată. Da. Și prima chestie vreau să spun neapărat ceva. Ai zis tu că după aia am și eu... Vreau ceva, sunt foarte dezamăgită. Că am avut întârziere două minute. Să vă zic și eu. Da, am avut două minute întârziere. Deci se întâmplă și la ei. Și acum asta e așa, că ne trebuie biletele. Aparent la ei e ca la metrou. Scanezi... nu avem tăpas. Scanezi și la intrare și la ieșire, la turnicheți, biletul. Îl băgăm aici. L-a luat. Aici. Gata. Poate găsim ceva mâncare mai bună decât în Alishan. Planul este să ne plimbăm prin centru și să mergem în parc și poate să mâncăm ceva bun și să bem o cafea. Eu aș vrea, dar vom vedea dacă găsim. La ieșire din care avem blocul acolorat și nu înțeleg de ce există blocul atât de colorat și fix lângă el avem blocul ăla atât de derăpânat. Și încă unul mai la dreapta. În sfârșit un bubble tea. I-am zis că o să fac intoxicație de la bubble tea. Și ghiciți ce? Este al treilea de când am venit. Și unul l-am luat de la 7-Eleven, deci nu se pune, deci e al doilea. Mie ăla mi s-a părut cel mai bun. De ce? Că era mai dulce. Era mai dulce, nu știu. Acum trecem prin strada cu decumpărături a orașului. Este umiditate. Nu e mai nimeni în afară de noi. Mai stă în casă la ora 3:30 sau nu e la muncă, că e marți azi. Marți, da. Și ca peste tot aici, zgârie nori. Și acolo, și acolo, și acolo. Da, spune că după ce am mers cât de jumătate de oră sau de cât merge. Am mai văzut. Da, dar mai puțin. În schimb, e foarte pustiu. O filme la muncă, că e 4:20. Deci, doamna asta o ieșit acum de la muncă. Da, oameni nu prea vezi pe trotuare, printre blocuri. În schimb, traficul e destul de aglomerat. Atât mașini, cât și foarte, foarte multe scutere. Din nou, am mai zis-o, aici ne simțim fix ca în Asia. Scutere peste tot. Umiditate, miros de gaze de eșapament. Tot acâmul. Tot ce trebuie. Și văzusem, dar nu știu, aici văzusem sau în CEI, închiria de scuter, de 125, cât era? 200 de... 200, cam 200 30 de lei, ceva 30, de da, cam 30 de lei. Am găsit frangipani. Mi-amintește de Bali și de Singapore. Ați văzut vlogurile? Apropo... mergem, încă mergem. Am subestimat, am zis că 2,5 km, jumătate de oră pe jos. Ne mergem de mai mult, de 40 de minute, dar nici nu ne-am grăbit. Și vrem să mergem să vedem un parc. Când am găsit parcul ăsta pe net, părea mai promițător. Dar aparent e un parc micuț, un loc de joacă pentru copii și un templu. Trebuia să aibă lucrări de artă, dar... Templul ăla e lucrări de artă. Sau sculpturile astea. Dar nu, sunt decât două, adică... Am găsit și o operă de artă, nu? Asta ce că trebuie să fie opera de artă de pe lângă parcul una în care am fost. Una din ele, nu știu, zicea că aici găsim opere de artă. Artă abstract. Ca să vedem ceva în Taichung, ne-am decis să venim pe această stradă cu multe picturi colorate. Este Goku. Este un punct de atracție. Răzvan, cred că știe mai bine, văd că sunt din anime-uri, nu? Mai mult. Tu n-ai văzut Dragon Ball Z când erai mică? Nu cred că îl urmăream activ. Nu. Dar, a, și ăsta cred că e Attack on Titan? Sau ceva de genul ăsta l-am mai văzut, l-am mai văzut la noi. Ce mai vedem? Deci, las pe Răzvan să vă spună. Yu-Gi-Oh, știi? Nu spune că nici Yu-Gi-Oh, nici la Yu-Gi-Oh nu te-ai uitat. Naruto au? N-avem Naruto. No.
Ba, cred că avem Naruto acolo. Pare a fi Naruto. Dar la ăsta da, eu nu am uitat. Da, că era, era și băiatul ăla cu păr alb și tipa cu păr roz, îmi amintesc. Foarte precis? Da. Oricum, foarte mișto făcut toată strada asta. Da, e o alee mai îngustă, plină de astfel de picturi și sunt și pe pereți și pe porți, adică e foarte interesant. Uite, mai e și acolo ceva. O, oh, și avem și Mario. Și pe ăsta, știu. Mario, te-ai jucat? Da. Nu existau prea multe jocuri pe vremea când era Mario. Dar că Mario nu era albastru cu roșu? Este Luigi și alte Mario. Ala? Da. Hai că ne-am grăbit, n-am mai filmat nimic. De ce ne-am grăbit, Răzvan? Ne-a tras clapa transportul în comun. Autobuzele din Taichung ne-au tras clapa, dar ne-au și oferit posibilitatea să mergem cu trenul local. Pentru că ăsta nu, pe ăsta nu vi-l arătasem. Ideea e că trenul ăsta local e pur și simplu un tren care trece prin oraș. Și aduce mult cu metrou, doar că la suprafață. Din ce am văzut noi de la departare. Să ne las undeva, trebuie doar să trecem strada din ce am văzut și ajungem în gara pentru high speed train. De mare viteză. Da. Cum ți s-a părut Taichung-ul? Nu prea, prea nici foarte, foarte. Prea are autobuze sau circulă o dată la o oră și ceva. Da, nu știu, e puțin dubios transportul comun aici. Și Uber-ul ni s-a părut cam scump, adică doar să ne ducă până la gară. Era un drum de 10 minute, 15 minute. Și era 40 de lei. Ceva de lei, o chestie de genul. Ca idee, biletele sunt decente la preț, sunt $15 taiwanezi de persoană. Adică asta înseamnă undeva 2 lei. Și ceva. 2 lei și un pic. Cât autobuzul e, de fapt. Da, și ghiși ce are și întârziere. Nu știu cum facem, dar mereu luăm doar trenurile cu întârziere. Deci, trenul local, de principiu, e, cum am zis, fix metrou. Aia e Cristina. Și da, dar cam așa arată. Merge la ce aici? Merge așa? Păi da, merge așa. Ai și în picioare? Da. Bilet fără loc. Sau cât făcea, că făcea foarte mult. Știu, dar da, cam așa arată și e destul de plin. Și deci, cred că se mai coboară da. Oameni cu noi. Cum v-am zis mai devreme în vlog, asta merge cu 80. Hai că am nimerit-o. Asta este de cea mai mică viteză. Da. Și după mai bine de 9 ore de când am plecat din Alishan, am vrut să ne întoarcem înapoi în Taipei. Dar am făcut noi intenționat acest ocol. Să nu da. Se înțeleagă că faci chiar atât. Da, mă rog, totul poate fi parcurs mult mai rapid. Dar noi am vizitat și puțin Taichung-ul. Mă rog, mai mult ne-am plimbat pe străzi, deci n-am avut un plan foarte bine pus la punct. Că ăla e spre metrou. Ideea e că noi am făcut drumul ăsta Taipei-Alishan-Taipei din mai multe bucăți. Prima a fost Taipei-Chiayi cu tren de mare viteză, de la Chiayi către Alishan cu autobuz. Și la întoarcere, după cum ați văzut, autobuz până în Chiayi, tren local din Chiayi până în tren de viteză din Chiayi până în Taichung și din Taichung am venit din nou cu tren de mare viteză până aici. Și de aici din Taipei punem capăt acestui vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un subscribe, un like, un comentariu, să împărtășiți vlogul și cu alții. Și nu uitați și de Instagram _ciustotrevă și ciustotrevă pe TikTok. Până ne la vedem. Următorul vlog, pa.